Și domnilor, anul trecut primeam un semnal, anul acesta deja este un festival, Green Sounds se ține și anul acesta în Parcul Herăstrău din București, ba chiar la o scară extinsă, pentru că a avut mare succes anul trecut. Sunt diferite standuri acolo în care au de la mâncare până la suveniruri speciale și bineînțeles sunt concerte. Green Sounds este un festival diferit față de cele de care ați mai auzit și asta pentru că aducem prin plan o muzică non-comercială, eclectic music. Mi-este foarte greu să vă explic cum sună, pentru că artiștii fac tot felul de combinații de genuri care capătă denumiri de toate felurile, dar în principiu este o muzică interesantă, cred că așa e cel mai corect să spun. Altceva față de ce auzim în mod normal la radio, un fel de artă cu care Green Sound Festival vă invită cumva la o detoxifiere a minții, dacă vreți. Un bun reprezentant a ceea ce încerc eu să vă descriu aici este astăzi alături de mine. Este vorba despre Hefe de la Coma. Bine ai venit! Bine te-am găsit! Spune tu, ce este Green Sounds Festival? Mi-e greu să explic muzica hai de acolo. Să nu speriem oamenii de la început, că aici că e ceva mai, n-ați auzit, o chestie mai nouă. Trupele care vin la Green Sounds anul ăsta sunt trupe foarte cunoscute. Nu se aud pe radio, nu se aud pe radio în România. Asta e problema cea mare. Da, și în străinătate se aud pe radiourile, cum să zic, nișate, ca să zic așa. Da, dar în cazul de față, la Green Sounds o să vină câteva trupe care chiar s-au auzit pe toate radiourile afară, printre care te vreau să spun de Fun Loving Criminals, care sunt o trupă care au cântat la festivaluri mari, au cântat la Glastonbury, care e unul cel mai mari festivaluri din lume, Guano Apes, care practic piesa lor este care erau pe val pentru, de la bunicuțe până la copiii de 5 ani la un moment dat, pentru că fac muzică bună, nu mai contează ce genie. În primul rând e un fel de imn al tuturor celor care se dau cu snowboard-ul. Au o piesă foarte cunoscută, Lords of the Boards, pe care toată lumea o știe și păcat că nu se poate veni cu snowboard-ul. mai greu. Da, adică e un festival care cred că totuși umple un gol, având în vedere că în ultimii 2-3 ani nu au mai fost festivaluri de genul ăsta în București. Au fost festivaluri de care mergeau la punctochit, punctlovit, erau nișate pe diverse genuri de muzică. La Bucharest Green Sounds chiar o să fie un loc foarte, foarte mixt, având în vedere că o să fie trupe care cântă muzică punk, care cântă muzică rock, care cântă alternativ, hip-hop, reggae, electro. Vorbeam înainte de Roa, o să fie Roa acolo. Despre Roa dumneavoastră știți, deci ei vor face un super concert cu siguranță, pentru că de obicei concertele lor sunt foarte, foarte frumoase, dar sunt și trupe de care poate ți auzi mai puțin, tot românești, dar chiar merită să mergeți să le ascultați. Eu abia aștept, de exemplu, să merg să văd ce fac Sub Carpați, pentru că au anunțat că vor fi Sub Carpați în orchestra, iar ei de obicei pun în scenă o întreagă nebunie acolo. Cum se numește muzica pe care o cântă ei? Underground Folklore? Underground Folklore i-au dat eu nume și cred că e cel mai bun nume. Adică pe care ei au inventat genul ăsta. Când muzică din Telorman, nu știu, mixată pe calculator. Exact, exact. Chiar pe calculator făcută să placă tuturor. Da, o să fie Sub Carpați, o să fie altă trupă care nouă ne place foarte mult și care din păcate este mult sub ceea ce trebuia să fie ca și popularitate, niște băieți, o trupă care cântă la fel, trupe, piese. Eu nu-i cunosc, nu știu. Sunt piese din anii 70, de la, sigur le știți, de la piese pe care lumea le știe, cântate punk. Ok. Adică părinților dans, pătaru, o să le dans pătaru cântat la 45 de turații și toată lumea dă din cap și oamenii e mișto că după ce se termină concertul, dar cine era că e bună piesa aia voastră? Da, da, e un hit acum 20 de ani. O să mai fie Zob, care toată lumea știe de Zob. O și să voi, bineînțeles, da, Coma. Da, când Coma cântați voi? Noi cântăm sâmbătă de la ora 16 și după noi e Roa, după care o să fie Dubioza Collective și e o trupă foarte, foarte interesantă. Da, și despre ei îmi spuneai mai devreme și nu știu de unde vin și cine sunt. Ei sunt cinci băieți care sunt diverse țări din fosta Iugoslavie și cântă așa ca să știe lumea despre ce, la ce se aștepte, un fel de zdop și zdup de la ei. Foarte, foarte interesant. Guano Apes, Fun Loving, My Agent Up Foundation, o trupă de electro care nu cred că are nevoie de nicio prezentare. Nouvelle Vague, că vorbeam înainte, tot așa. Pe Nouvelle Vague noi îi așteptăm în București oricând. Nu e prima dată când vin, au venit de nu știu câte ori până acum și de fiecare dată bucureștenii și românii vin să-i asculte. Au fost și la Cluj, dacă nu mă înșel. Exact, au fost anul ăsta și unde merg, lumea nu stă jos. Stă în picioare și dansează. Au așa o muzică frumoasă care nu seamănă cu nimic și care cred că merge ascultată de toate vârstele. Și cei mai în vârstă o pot gusta. Și asta e o trupă care preia
piese foarte cunoscute, mm-hmm, de la Depeche Mode, de la Dead Kennedys, de la toate trupele astea și le face să fie așa plăcute de către toți. Adică... Dar le îndulcește așa, e o voce feminină acolo atât de frumoasă la nivel exact. Vag. Intrarea e liberă, asta cred că trebuie știut. Festivalul începe vineri. Vineri de la ora 16, iar sâmbătă și duminică la ora... sâmbătă și duminică la ora 14, vineri la ora 16, să aibă timp lumea să vină de unde o veni. Mergeți să vă plimbați în Herăstrău și dacă ceva vă atrage atenția, nu ezitați să vă apropiați de scenă. Vor fi două scene montate din câte știu. Două scene, exact. Adică un pas înainte față de ediția numărul 1 de anul trecut. Anul ăsta o să fie, în timp ce o să fie pauză, pe scena principală, artiștii merg să schimbe, să-și ia instrumentele, lumea nu trebuie să stea nicio clipă, se întoarce în partea stângă și vede. Foarte și acolo. Interesant gândit. Exact. Și acolo sunt foarte multe trupe românești foarte bune. Eu dacă număr nume, Pistol cu capse, prietenii noștri, Les Elefant Bizar o să fie... Les Elefant Bizar, de mult nu i-am mai auzit. Gata, mi-a făcut program pentru acest weekend, pur și simplu, deși o să lucrez și o să fiu și aici alături de telespectatori. De aici imediat, vin, da, fiind Herăstrău aproape, vin și vin și la voi. Vineri o să fie în premieră o trupă care eu vreau mult să spun despre ei, se cheamă The Interrupters. E una dintre cele mai noi trupe de punk rock din San Francisco și cred că punk rock din San Francisco o face cel mai bine. Și subliniez cu roșu, Coma, bineînțeles, Hefe. Mulțumim frumos că ai trecut la noi. Green Sounds Festival, doamnelor și domnilor, la a doua ediție în București, în Parcul Herăstrău, intrarea este gratuită. Mergeți să vedeți pentru că se anunță a deveni un punct de reper printre festivalurile europene. Mulțumesc încă o dată pentru